tu mai ai emoții pentru niște... Mereu, pentru copii am emoții și sunt fericită să am emoții, dar trebuie să fim optimiști și trebuie să ne educăm în sensul acesta, pentru că optimismul este, de fapt, secretul tuturor reușitelor noastre. Gloria, după cum îi spune și numele, a terminat cu evaluarea națională. Da. Andrew intră în niște clipite, nu știu cât a mai rămas, luni. În bacalaureat. Da. Da. Povestește. Uite, știu că te-ai închis în casă cu ei. Știu eu că... m-am închis în casă, dar nu le-am spus de ce mă închid în casă. Le-am spus că nu mai merg, că stau acasă. Că... Tot timpul mă întrebă, mai ales Gloria, mamă, dar ce faci? Nu pleci? Stai acasă? Dacă nu pleci nicăieri astăzi, zic, nu plec. Eu stăteam la mine în cameră. Adică ți-ai anulat concerte, ieșiri, nu mi-am anulat concerte, nu mi-am anulat concerte, dar am încercat să nu mai ies cu prietenii, să mă mai duc să pierd timp în stânga, în dreapta. Duminica obligatoriu la liturghie. Și cu copiii sau fără? Sincer, o dată sau de două ori cu Gloria. Bine, Gloria oricum împărtășită și spovedită la fiecare examen și nu a existat fără. Și Andrew, dar mai, e mai greu de convins Andrew că el e bărbatul familiei și nu vrea să-i spună mama ce să facă, dar până la urmă tot face. Așa, și m-am închis în casă pentru că mi-am dat seama că simpla mea prezență contează enorm de mult. Chit că eram la mine în cameră, nu făceam nimic, mă uitam pe un tavan. Deci faptul că eu eram în casă pentru ei a contat. Fiecare în camera lui, fiecare învăța, fiecare cu pianul lui. Și am simțit-o pentru că am văzut evoluția, am văzut că aveau nevoie de mine și... cred că cel mai important este nu să dai bani copilului, ci să-i dai timp. Prezența ta este importantă, pentru că sunt foarte mulți părinți care pleacă în serenitate și își lasă copiii acasă sau, mă rog, pe mâna altora. Cred că este important să petreci timpul cu el. Da, ești genul de părinte care a stat în casă cu ei pe timpul perioadei astea de învățat. Da. Puneți-vă și învățați că... Le mai spuneam. Nu se va alege nimic de voi. A, nu. Sau ești genul de părinte prieten cu copilul. Sunt prietenă cu ei. Adică sunt foarte bună prietenă. Oricum îți pare atât de multă tensiune pentru este, tu mai de aia. Mie mi-a spus Andrew, te rog să mă lași. Eu dacă aș fi adolescent, să am un părinte care să mă liniștească, pentru că sunt și eu. Da. Conștient, am conștiința asta că trebuie să iau o notă bună. Dacă mai vine și părintele și îmi spune același lucru, e stresant. Să mă streseze. Ar fi bine să mă liniștească părinții. Nu i-am spus niciodată, Glorie, vezi, dacă nu-mi iei 10, ha, niciodată. I-au spus alții, tu nu ești fiica lui Baraban, ce ar fi bine să... Oricum, ea este foarte smart. Iar asta mi se pare iarăși o presiune extraordinară. Da, este vina altor profesori, în niciun caz ai mei, adică nu e vina mea. Însă am o fată înțeleaptă și mi-a spus și am zis, indiferent de notă, indiferent de situație, eu sunt mama ta, tu ești fiica mea și ești cea mai importantă, voi sunteți cei mai importanți, rugămintea mea la voi este să fiți buni prieteni unul cu celălalt și să vă susțineți, să nu vă certați și să nu vă reproșați nimic, pentru că asta e familia. Pe de altă parte, eu mă bucur că au o relație bună cu Sorin, se mai duc pe la el... Se văd, se conciliază, e un lucru minunat. Dar eu ca mamă și pentru că sunt capul familiei totuși, ei locuiesc cu mine, încerc să le fiu prietenă cât mai bună și să înțeleg când au momente. Cum a terminat Gloria? A intrat. Important este că a intrat la pian principal, pian clasic. Sinceră să fiu, ea este o tipă foarte timidă. Acum a prins încredere în ea. I-am spus și Olga a făcut pian. Și i-am spus că studiază acum dans macabru de Liszt, prelucrare după Saint-Saëns. Este o lucrare scrisă pentru orchestră, dar Liszt a făcut o readaptare pentru pian. Este o piesă foarte, foarte grea. Și sunt foarte fericită că a prins curaj. Acum avem un concert pe data de 13 iulie la Castelul Peleș de la Sinaia, unde ea va deschide concertul nostru, se cheamă Muzică pentru Artă în Familie. Apoi voi veni eu cu Andrew și vom cânta și vom recita, eu voi recita din poeziile mele, acompaniată de Andrew. Și vreau să avem cât mai multe ieșiri împreună, pentru că dacă eu nu-i susțin, cine se susțină?
Bun, Gloria a trecut peste evaluarea națională, Andrew intră luni în bacalaureat, dar mi-ai spus că Andrew e deja bărbat și cumva... Da, vrea să fie mai... Emoțiile cele mari au fost acum pentru Gloria. Măi, sunt emoții și pentru Andrew și pentru... Că sunt amândoi copiii mei, nu pot să zic că pentru... Evident. Dar sunt un pic mai liniștită cu Gloria și am făcut și niște surprize. Și anume? Vom petrece câtva timp noi două cafetele la Viena. Oh, ce frumos. Da, în curând pe ecrane, o să, așa, peste câteva zile. Apoi am plătit un sejur de 7 zile la Barcelona, nu cu mine, cu niște prieteni. O lași singură? Am mai lăsat-o la Nisa, a fost anul trecut la Nisa și la Monaco, a fost singură. Nu cu singură, că nu singură, însoțită de o prietenă de-a mea. Și am să mai merg cu ea la... O să avem o tabără de muzică și chiar invit pe copiii care vor să meargă împreună cu mine. O tabără de muzică la Tescani, între 2 și 10 august, chiar la Casa Memorială lui George Enescu. Și după vrem să plecăm iarăși la Nisa, la prietena noastră, Denisa, de la Nisa. Are și ea 2 copii și să petrecem câteva zile acolo. Tot ca fetele. Succes lui Andrew. O să încep să ieși din casă acum sau tot în casă rămâi până când se termină bacalaureatul? O să las să aibă spațiul lui. Aha. O să las un pic pentru că simte nevoia să fie singur în aceste ultime zile. Dar indiferent unde voi fi, mă voi ruga pentru el. Ce alte minuni îți mai dorești în viața ta? Că știu că Nimic. Tu funcționezi pe bază de... Da, eu funcționez pe bază de rugăciune. Vezi eu niște funcționez, semne și știi că ți se va întâmpla ceva. Eu funcționez pe bază de liniște. Eu funcționez pe bază de optimism, pentru că, de fapt, așa cum spunea și prietenul nostru comun, Eminescu, bucuroșul îmi duce toate de pace, de război. Mi se pare chintesența ortodoxiei. Și apropo de ortodoxie, da, într-adevăr, a deznădăjdui este un mare păcat. Deci nu ai voie să fii pesimist. Obligația ta ca și creștin ortodox este să fii optimist. Fapt pentru care mi-am însușit această, eu știu, să spunem, atitudine de optimistă și îmi voi susține copiii și voi fi alături de ei și îi voi iubi și mă voi ruga pentru ei și voi încerca să fiu calmă, să-mi fac timp pentru ei. Dar simt că s-a petrecut ceva în viața ta și nu vrei să-mi spui. Ceva frumos. Ce? Nu s-a petrecut. Tot timpul sunt lucruri frumoase. În afară de faptul că ați început din nou filmările Te cunosc de undeva. Da, da. 14. Da, să ne ține Dumnezeu în ravul, să avem vreo 25-30 de sezoane, să avem ce să dăruim publicului, pentru că există o pepinieră foarte bogată de artiști în această țară care au ce să... etaleze pe scenă. Un pic mai încolo vin doi dintre concurenți. Doi dintre concurenți. Mi se pare un cuplu foarte tare. Da. Cornel Palade și fica lui Ada. Da, într-adevăr. Mă bucur că Ada e într-un astfel de concurs, pentru că o știu de foarte mulți ani. Și eu o știu pe Ada de foarte mulți ani. E artistă pur sânge și foarte potrivită pentru formatul ăsta. Da, mă rog, voi în juriu. Da. Eu sunt echidistantă. Eu iubesc pe toți, eu îi cert pe toți. Dar zi-mi ce ți s-a întâmplat minunat în viața ta. Nu știu că mi s-a întâmplat. Ești foarte secretoasă astăzi. Nu sunt secretoasă. Nu ți-ascund, nu ți-ascund. Ai văzut că... La un moment dat, acum vreo 2 săptămâni, fiul meu a avut de susținut proba la BAC, proba orală. Orală. Și când m-a sunat, mi-a spus: mama, sunt cel mai ghinionist. Când am auzit că e cel mai ghinionist, să zic, aolo, zic, asta a făcut o fiartă. Și l-am întrebat de ce nu și-a citit rugăciunea. Și zice: mama, tu mă cert acum, nu știu, s-a întrerupt telefonul. M-am dus la biserică, era biserica goală. Am început să plâng. Am început să mă rog, am început să vorbesc efectiv ca și cum vorbesc cu un om viu. Și spun: Doamne, fă o mină, fă ceva, pentru că simt că nebunesc. Zic, nu se poate să mi se întâmple mie așa ceva. Și plângeam. Și cred că am stat în biserica aia vreo 20 de minute, dar așa de bine m-am simțit eu singură. Aveam în gentuța mea psaltirea și îmi nimerez la psalmul 135. Un psalm foarte frumos. Simțeam așa cum, Doamne, mi-a cineva cu mâna tensiunea.
aprind eu lumânar, mă duc acasă, mă duc așa cocojată, cocorjată, umilită, cu gluga pe cap. În fine, și când să intru în bloc, aud în spatele meu: stai un pic, era film. Aul. N-am spus nimic, am urcat înaintea lui. Stai, da. În spatele meu nu spune niciunul nimic. Eu intru în camera mea, tristă, abătută, săracă, avea, deci chinuită, ziceai că sunt... Dar cu rugăciunea făcută. Cu rugăciunea făcută. Și spune, vine în spatele meu după vreo minute: chiar așa nu te interesează ce am făcut? Și zic, ba da, mă interesează. Dar te vorbea. Dar chiar așa nu te interesează cât am luat? Adică era, se simțea jignit. Zic, ba da, mă interesează. Deci nu puteam să scot un cuvânt. Am luat expert. Și zic, proasta, ce e aia? Cel mai bine! Aoleu! Și am început să plâng. Zic, mamă, dar de ce mi-ai... El te păcălise la telefon? Nu m-a păcălit, dar el a început cu negația și eu când eram atât de tensionată, îți dai seama, el mi-a spus, mama, dar cum să fiu eu chiar atât de ghinionist? Și zic, mă, dar de ce ai fost ghinionist până la urmă? Că mi-a dat un text foarte greu, dar de fapt l-a făcut foarte bine. Și zic, prietene, eu sufăr de inimă. Mie să-mi spui, să încep cu partea pozitivă, pentru că noi suntem aici să găsim soluții la probleme, nu invers. Zic, nu începe să-mi spui tu mie că ești ghinionist și că cine știe ce n-ai făcut. Dar tu crezi că există ghinion? Nu. Eu cred că există neatenție. Și știi cum și ce le urez eu când au examene? Nu le zic baftă sau dați-o, asta e o prostie. Concentrează-te! Focus! Concentrează-te, prietene! Iar acum... I-am spus, eu te las în pace. Și eu cred că momentul ăla al examenului, da, sigur că atunci când ești la vârsta examenului, nu prea îți dai seama de asta, dar momentul ăla al examenului este nu doar despre ceea ce știi. Evident. Este 90% despre puterea ta de concentrare. E exact o rugăciune. Poți să te rogi să-ți faci cruce când treci cu autobuzul și să nu simți nimic, sau poți să... Da. Rugăciunea nu are nicio valoare dacă nu o citești și eu nu o înțeleg. Așa și nu ești atent la absolut. Toată energia, toată cunoștința și subconștiința, și vorbeam cu Andriu că i-am... se descarcă acolo în foaia de examen. I-am spus lui Andriu... Și de-aia concentrarea e cea mai importantă și la rugăciune și în general în viața. Rugăciunea lui Sfântului Efrem cel Nou despre examene... Despre asta vorbește. Ajută-mă și luminează-mă să trec cu bine peste acest examen și peste examenul conștiinței mele. Atenție, este foarte important ca tu să fii conștient de fiecare subiect în parte, să te aduni tu cu tine, să știi unde să, ce sertăraș să deschizi în mintea ta, pentru că dacă tot ai parcurs toată materia, este clar că te poți concentra și să deschizi acel folder din memoria ta și să atingi exact subiectul dat de examen. Foarte bună explicația asta, definiția asta a unui examen. Ozana, câți ani au trecut de când ești la Te Cunosc? Vreau să-ți arăt așa Să trecem un pic, un throwback. Asta este o... Asta e din mai proaspătă, da, ediții. Da, nu, n-am ochelari, ce bine, pare că nu văd. Ia, dați-i pe ecranul mare ăsta. Da, mă, dați-mi pe ecranul mare ca... Ia uite. E, nu, aici, aici eram, eram acum un an, eram frumușică. Da. Avem și poze de ce? Atunci. De ce aveți voi poze? Nu, asta e de anul ăsta, să știi. Asta e de anul ăsta, dar stai că ajungem și... Aoleu, nu, pe bune, de ce mă supărați? De ce mă întristați? Ești tu, ești parte din istoria acestui format de televiziune. Da, e adevărat. Sunt talentată, cred că m-aș putea apuca de muzică. Știi că am avut concert cu Lumini Sonore Orchestra la Târgul Anticarilor și am fost foarte fericită că ne-am înmulțit așa, am fost aproape 50 de oameni pe scenă. Da, l-am avut invitat pe Vlad Miliță și Iordache Basalic și pe Ina Elena Dincă și am cântat și eu și a fost un concert foarte, foarte frumos. Hai mai uite-te, de ce îți ferești privirea? Nu-mi este rușine de trecutul meu, nu-mi este rușine de mine și grasă și slabă. Erai superbă și atunci. Aveam ceva al meu. Adică am ceva al meu, care nu s-a dus odată cu cele 40 de kilograme. Probabil că sclipirea din ochi a rămas aceeași.
Probabil că pofta de muzică a rămas aceeași. Bine că n-ai zis de mâncare. Nu, pofta de muzică. Știi că mâncarea este un genocid. Te-ai gândit la asta? Da, mi-e spui. Da. Astea din primul sezon. Da, bine că ai realizat lucrurile astea și că ai reușit să treci peste. Da, să mă țină asta. Dumnezeu. Mi se pare o mândrie să te uiți la pozele. Să mă țină Dumnezeu așa. Erai superbă, frumoasă, asumată. Și atunci doar că era nesănătos. Nesănătos, despre clar. Asta e vorba. Da. Ozana Barabancea, abia aștept sezonul ăsta nou. Și eu de-abia aștept. Și de-abia aștept să revin la tine în platou cu Orchestra Lumini Sonore. Da, să-i salut din partea mea. Mi se pare mulțumesc. Un proiect pe care îl duci în spate. Îl duc în spate și mă bucur din suflet. Cu niște oameni pasionați de ceea ce fac. Da, am niște copii foarte, foarte buni în orchestră. Interesele materiale care... Și... Da, încet, încet, nu pot să zic că mă îmbogățesc. Dar în timp vreau să ne facem cunoscuți și vreau să fim o orchestră de bun simț și să avem proiecte frumoase. Pentru că orchestra de bun simț, Lumini Sonore. Da, orchestra de bun simț și eu vă mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Vă iubesc, doamnă, mulțumesc mult. Care ești tu, doamnă?